Viscolul adus de furtuna Aisha face ravagii la munte, la Rânca, mașinile turiștilor au fost pur și simplu îngropate în zăpadă. Vântul a bătut cu peste 100 de kilometri pe oră. Meteorologii avertizează că astfel de probleme vor fi pe tot parcursul weekendului. Viscolul din stațiunea Rânca i-a luat pe nepregătite pe turiștii cazați acolo. Mulți s-au trezit cu mașinile sub zăpadă, s-au chinuit să le scoată de acolo pentru că vântul puternic răscolea ninsoarea și făcea ca munca lor să fie în zadar. Angajații de la secția regională de drumuri și poduri Craiova acționează permanent pentru îndepărtarea zăpezii de pe carosabil, însă aceasta este adusă de vânt din nou în zonă. În Gorj, rafalele vântului au ajuns și la 100 de km pe oră. Vântul puternic a adus probleme și pe Valea Prahovei. Instalațiile de transport pe cablu au fost oprite spre dezamăgirea turiștilor. E vreo șansă să dea drumul la ceva, doamnă? Nimică? E mai ieftin dacă luăm punte? Ce facem, mergem la Lupu? Nu, ne-am gândit că s-o oprite, nu. Încercăm, ieri s-a mers pe una dintre ele. Ce să facem? Așteptăm să se deschidă și sperăm că mâine e ok. Nu v-ați așteptat să fie vântul atât de puternic? Nu, nu, zilele trecute a fost mai bine, chiar dacă pe site-urile meteo zicea că o să fie vânt. Unii au decis să se aventureze spre zonele mai înalte, în ciuda avertismentelor transmise de salvamontiști. Avem zăpadă, mulțumim Dumnezeu, avem pe ce să ne dăm. Putem să facem o plimbare frumos prin pădure, o luăm pe pârtie, urcăm până la cabană, mâncăm ceva, ne odihnim, ne uscăm hainele și ne bucurăm și o să apreciem cu adevărat fiecare metru coborât pe pârtie. Codul galben de viscol a fost prelungit deja de ANM, iar autoritățile spun că nu trebuie să ne aventurăm pe drumuri dacă nu este absolută nevoie. Avertizarea este valabilă pentru mai mult de jumătate de țară. Vorbim de Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-vestul Munteniei, sudul Banatului, viscol în Carpații Occidental, Meridional și de Curbură, de asemenea la altitudini mai mari de 1700 de metri, deoarece în continuare vitezele vântului la rafală vor depăși 90-110 km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 și 8 grade Celsius în acest weekend, iar cele minime vor fi în continuare negative de până la minus 5 grade Celsius sâmbătă, iar duminică acestea vor coborî spre pragul de ger, inclusiv în capitală.